Anul acesta este dedicat cu pregădere de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre cântării liturgice. Este dedicat imnografilor, slujbelor bisericești, cercetării academice în domeniu. Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, prin școala sa doctorală, încearcă să răspundă chemării bisericii și organizează această întâlnire dedicată misiunii prin cântul liturgic. Dumnezeu, prin psaltirea împăratului David, grăiește către noi zicând: ascultă, poporul meu, și-ți voi grăi ție, Israele. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Jertfa de laudă mă va slăvi, zice Domnul. Și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Psalmul 49. Care este așadar calea? Dumnezeu, prin psaltire, ne spune: calea este jertfa de laudă. Aici își găsește omul mântuirea, adică izvor de inspirație pentru o viață frumoasă pe pământ și dobândirea vieții celei fericite în veșnicia împărăției lui Dumnezeu. De fapt, împărăția cerurilor este pregustată încă din această lume, în special prin slujbele bisericii, care formează cadrul specific pentru Euharistie. În Biserica Slavei Tale stând, în cer ni se pare asta. Prin adâncimea și înălțimea cântării, omul poate zări, poate întrezări crâmpeie din uimirea și frumusețea veșniciei aici și acum. Creștinul dintotdeauna, dar poate mai ales cel de astăzi, are nevoie imensă de cântarea bisericii. De ce? Pentru că în cântarea care îmbrățișează Euharistia, se naște spațiu sacru al întâlnirii cu Dumnezeu. Aici omul vede în miezul lucrurilor, se mișcă în revărsare de adevăr, simte iubirea lui Dumnezeu sălășluindu-se în sine, precum și pacea prezenței sale. Tuturor, vă adresăm urarea: bine ați venit sau ați revenit la Iași, dorindu-vă să vă întoarceți la casele domniilor voastre, la finele evenimentului, îmbogățiți spiritual și teologic și cu dorința de a reveni la Iași. Simpozionul din anul acesta este dedicat anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice și anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești în Patriarhia Română. Iar comunicările științifice vor gravita în jurul temei: de la teologia rostită la cântul teologic, misiunea doxologică a cercetării teologice astăzi. Ideea care a stat la baza alegerii temei stă în credința noastră că adevărata teologie, exprimată în scris, verbal sau prin cântare liturgică, este mântuitoare pentru noi atunci când ea îl laudă pe Dumnezeu, cel minunat întru Sfinții Săi.
exprimându-ne recunoștința în Duh Euharistic. Un astfel de discurs teologic și o astfel de cântare liturgică poartă în ele, adânc dăltuită în cuvânt și melodie, prezența inspiratoare și sfințitoare a Duhului Sfânt. O astfel de teologie poartă în sine mugurii speranței nestrămutate, ai bucuriei luminoase și ai credinței mântuitoare, care au izvorât din mormântul cel dătător de viața lui Hristos, cel răstignit și înviat. În această cheie a înțelegerii teologiei, să comunicăm și să ne cuminecăm din logosul etern al Tatălui în aceste zile la Iași.